Și am atras atenția asupra unui principiu important. Dacă mergem pe principiul echității în administrația publică locală, ceea ce înseamnă că ne gândim la o grilă în care personalul să fie salarizat peste tot, la fel în administrația publică locală, este un principiu, în timp ce dacă mergem pe ideea că administrația publică locală care sunt mai bogate, să poată să acorde salarii mai mari propriilor angajați, este un alt principiu. Deci una este să poți să dai bonusuri de performanță unui număr de angajați care performează și alta este să ridici salariile întregi administrații locale pentru că ai posibilitățile să o faci. Și tot ce am încercat să spun este că acest lucru nu ar trebui definit știu de Ministrul Muncii sau de Ministerul Muncii, ar trebui să existe un dialog, ne așezăm la masă pe bază acestor două principii și vedem ce e cel mai bine să facem. Pentru că nu poți, într-adevăr, să vrei și echitate și egalitate în același timp și în același timp să ai administrații locale care să dea normă de hrană angajaților și administrații care să nu dea pentru că nu și permite.